aveam decât lobby, leaderboards și stats. Ca orice default, frate. Defaultul ăla clasic, care dă în orice. Băi, erau toți noobi. Toată lumea nu știa să joace. Eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la un nou video. De această dată o să reacționăm la Andrei Rock, cum se juca prima dată Fortnite. Yay! Nu uitați să dați bine acolo pe butonul de like dacă vreți să mai facem clipuri în care reacționez la mine, clipuri mai vechi, pentru că am clipuri mult mai vechi, mult mai cringe. Bine, asta nu este cringe, dar am clipuri cringe foarte vechi. Dacă vreți să le vedem, spuneți-mi în comentarii și lăsați un like la acest video să strângem cât mai multe like-uri și haideți să-i dăm drumul. Am primit câteva întrebări când mă jucam eu Fortnite pentru prima dată. Prima dată am jucat Fortnite pe 26 septembrie 2017. Este când am intrat prima dată în Fortnite, după cum vedeți. Când mă jucam eu Fortnite, nici măcar nu exista shop, guys. Haideți să dăm drumul să vedeți cum arată. Ia stai că am uitat să pornesc asta. Battle Royale, save the world. Battle Royale, ce înseamnă save the world, Battle Royale? Deci nici nu știam ce înseamnă save the world, Battle Royale. Asta era un live în care eu efectiv am jucat, cu ce am început? Cu PUBG, după cu Akinator, după CS, după Minecraft și după Minecraft am ajuns la Fortnite pentru că mi-a ieșit un prieten care ești un joc și maker gen PUBG. Știați cum arăta lobby-ul? Aveam decât lobby, leaderboards și stats. Asta era tot ce avem. Deci tot ce aveam era leaderboard, stats și lobby. Era tot. Știi cum arăta aici? Doamne, cum arăta, frate. Prima mea interacțiune cu Fortnite. Mă, tu se mișcă în lag. Pe live sau pe... Eu cred că am evoluat la partea de calitate, adică facecam-ul, lumina, sunetul, cred că e mult mai diferit față de cum era aici când lumina venea din spate. Bine, știam treaba asta, dar nu aveam ce să fac pentru că nu aveam o lumină ca lumea. Acum măcar am. Primul meu match de Fortnite. Deci ăsta este primul meu match de Fortnite. Secunde. Uite, ce confuz eram. What the fuck? Space to jump. Știi, eu vreau să sar, nu știu, uite aici. Bam, uite aici. Ceva, ceva sar aici, am văzut. Ia, unde am sărit pentru prima dată? What the fuck, se aude ca și cum ar trebui. Mă, ce pui mie în jocul ăsta? Băi, deci eram așa de confuz. Și că își bate joc. Auzi, de viața mea. Am harta sus acolo, în dreapta. A, da, bă, vezi că la jocul ăsta, bă, deci de nu stai un minut să cazi. Observ. Deci eram obișnuit cu PUBG-ul. Eram obișnuit cu PUBG-ul. Mai, mă, cazi. Ăla la montaj. Ăla te la montaj, bă, când... Eu mai mă, ce parașut am. Ce parașut? Ce parașut am. Te dai cu parașut, Anicu. Nu mă, ce parașut am. Deci aveam 13.000, aveam 13.914 abonați când mă jucam eu Fortnite pentru prima dată. Uite, bă, ca... Ca defaultul ăla, bă. Ca orice default, frate. Defaultul ăla clasic, care dă în orice. Băi, frate, n-aveam mă treabă. Băi, frate, că sparg tot, ești nebun. Nu o fi pârlit, du-te și... Doamne, să dau mai mult peste că... Nici nu știu cum am murit, ia să vedem cum am murit. Sau cum încercam să construiesc și nu știam, ia. Dar eu n-am niciuna din astea, cum fac rost de unele... Nici măcar o armă n-aveam, nu știu câți mai erau în viață, pentru că Andrei nu s-a gândit să arate câți mai erau în viață. Bravo, Andrei. Mamă, dar ce grafică... Parcă e mult mai light, adică gen, parcă e așa mai agață, ăsta e foarte smooth totul, e prea... Mă miram cât de bine se mișcă Fortnite în comparație cu PUBG-ul. Prea fără... Nici nu avem un PC, cine știe ce. Prea fără animație, adică gen, uite. Nici cine știe ce, vreau să zic, era destul de slăbut. Da, e prea animat, nu e așa de realist. Da, e... Eu ce-i dădeam. Kids friendly. Uite mă, prima dată n-am că mi-a făcut casă. Ia! Prima dată când construiește Andrei Ro. Nu e bună tactica cu casa, că-ți bagă unul în aici. Da, și mă. Băi, mă ia capul, nu m-am gândit să mă pun în interior și să fac un 360, era prea...
Bine, mă, Naci, era la început, ce naibă. Era primul joc care trebuia să construiești de genul ăsta. Eu n-am obișnuit cu PUBG-ul. Am înțeles. Taci, mă, că asta e casă. Da! Ești nebun? Uite. Ce confuz eram. Da, unde apar ăștia? Bă, dar ce n-aș putea să vedea facecam-ul? A, nu mai am chestia. Dacă mai dau într-un copac. Da, nu mai, că construiam aici, era ca lumea. Și cam așa s-a terminat, aparent am ieșit dintr-o dată. Da, am închis dintr-o dată, efectiv, aparent. Hai să trecem la primul clip de Fortnite, noul PUBG care este gratuit, Fortnite, care este postat pe 27 septembrie 2017, este primul meu clip cu Fortnite. Haha, cred că ești de bandaje, ce ai făcut, frate? Să nu ne spargă timpanele. Ok, salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou video. De această dată facem o nouă serie de Fortnite. Uite-l aici pe Andrei. Nu uita să apăsați butonul like dacă vreți să mai facem și alte episoade de Fortnite. Este un joc gratuit, o să aveți un link în descriere dacă vreți să-l instalați. Este un joc gen Battleground sau H1Z1 King of the Kill. Este cam aceeași chestie, numai că există niște chestii destul de diferite, după cum vedeți, grafica este așa mai cartoony. Cum prezentam eu Fortnite-ul? Asta este o chestie destul de nouă, vedeți acolo, dacă apăsăm F1 putem să construim ziduri, putem să construim fundații, putem să construim scări, putem să le facem mai exact o bază. Este un joc, decât chestia asta e diferit, în rest este cam exact ca PUBG, tot același ca PUBG? Arme, poți să tragi cu armele, poți să tragi cu... ai medikit și tot la fel te dă din aer. Este cam aceeași chestie, numai că aici vedeți e așa mai SF cu autobuzul pe balon, mai știu ce, suntem și alături de Ștefan. Ne-am chinit nu știu cât. Citeți-vă cum arăta harta. Are probleme cu... Uitați cum arăta harta, frate. Cu curentul, mai exact. Sau cu curentul, sau cu netul, abar n-am. Cu de toate. Așa, unde ne parăștăm? Și este un joc încă early access, adică a apărut... Deci, uite, abia ieri, deci abia ieri apăruse ca fiind gratis, evident, pentru că el apăruse mai de mai mult timp. Da, deci eram, dacă mă jucam de, din vremea asta Fortnite în continuu, cred că eram cel mai OG player. Ești nebun? Mamă, cum se aude autostrada, vii? Ok, autostrada. Și arată și harta, am pus facecam-ul, l-am mutat în stânga pentru că în dreapta aveți acolo avem timerul și avem și câte persoane sunt în viață. Am mutat și facecam-ul. 98 sunt în viață, 0 persoane am omorât. Ok. Bine. Dar na, prima mea locație, fata ar fi bine, nu e prima mea, prima mea locație în filmare. Sunt cerințele jocului. O, am AVP, cred. AVP. Mamă, uite nade-urile cum arătau grenezile, frate. Deci nici măcar nu exista shop. Dacă voiam să-mi iau un skin pe vremea când mă jucam pentru prima dată, nu puteam să-mi iau. Și dacă mă întrebați de ce nu m-am ținut, este pentru că, uite, clipul ăsta nu a prins atât de bine. Și dacă s-ar fi făcut măcar 100 de like-uri, bine, acum like-urile astea s-au strâns în timp. Cred că erau mai puține like-uri decât când eram atunci. Da. Uite, primesc aici, uite, shotgun, nice. Mergem spre zona? Da, mergem spre zona. Eram mult mai puține like-uri. Și ideea e că n-am continuat. Dacă continuam, avem 3 minute să ne ducem. Era șmecher. Și în pub, deci, na. Uite bandaj, am găsit deci. Uite pump. Dacă vreau să trec pe partea cealaltă, uite. Dau un zidul ăsta și am ajuns pe partea asta. Uite search, uite chest, what the fuck. Am găsit chest. Mamă, shield potion. Și mamă, câte chestii. Am găsit în același timp. Nu prea mai am loc unde să le pun. Aoleu. Mama, aveam tech, uite tech-ul. Și am restrâns cu astea din câte observ. Tech-ul, frate. Nu pot să... Și meniu. Uite meniu la inventory, zici că e meniu de pe Save the World. Nu prea știu ce pot să fac. Bandajele trebuie să le țin aparat aici, nu? Da. Și grenezile? Nici nu știam cum să le arunc, trebuia să le dau în partea aia aici, aparent, cred că. Uite, ține apăsat și uite, vezi, m-am prins până la urmă. Foarte inutile și le arunci. Așa, mama, frate, era mult mai complicat, frate. Uitați-vă la hartă. Unde-i Tilted-ul? Moisty Mire, Flash Factory, Pleasant Park, Anarhia Acres. Văleleu. Aici, ne punem asta aici. Și gata, acum e bine. O, AK, adică, da. Ia să nu cumva să rate ceva. Și mai am un etaj. Bă, chestia asta e aici de la Fatal Fields, văd că am găsit chestii interesante. Semi-auto shotgun, am mai găsit unul.
Semi-auto shotgun. Nu, mă, suntem... Deci nu se numea tactică shotgun. Vere, cum... Nici măcar nu era cu denumiri și cu de-astea. Da, deci cam așa era primul meu episod. Trebuie să spuneți în comentarii ce părere aveți. Cine a ajuns până la minutul ăsta? Hai să vă arăt și primul kill, dar înainte să vă arăt primul kill. Cine a ajuns până la minutul ăsta? Vreau să scrie în comentarii Andrei Ro OG Player, ca să văd câți dintre voi ați ajuns până la minutul ăsta. Hai să vedem primul meu kill, cum a fost. Da, gratis. Oh, nu, nu. Mamă, ver. Asta nu-i cu mine. Hai că... Bă, erau toți noobi. Toată lumea nu știa să joace. Oh my gosh. Asta era mișto. Nu, 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 nu. Bă, bă, bă. Mamă, frate, ca un default de la clasic, frate. Uite ce control avem, F1, F2, F3, F4. Au. Ce i-a dat, mă? Ia, că mă duceam nervos pe el. A, și aici m-am dus pe el și l-am omorât până la urmă. Ia să vedem cum am murit. Uite-l aici. Sunt curios. E jos? N-are, mă, cum. E aici. L-ai găsit? E aici sus, 100%. Clanțe, clanțe. A, l-am văzut, dar nu știu cum să ajung acolo. Spargi. Ai spart chestul, boss. A, știu, știu, să construiesc, exact. Ia stai, fii antenă. Sub tine! Aolo. Bă, ce nablet eram. Bă! Sunt doi acolo. Sunt doi. Te rog. Oh my god. Da, frate, sigur. Sunt acolo. Bă, bă, bă. Hai, te rog, te rog, te rog, te rog. Bine. Te rog. Bă, se descurcase bine, l-au omorât pe ăla. What? Bă, bă. Ce era itemul ăsta? Cred că era o trapă cu zipper, dacă nu mă înșel. Veri, ce era asta? M-am murit. Locul 13. Știi cum arăta meniul? Teaser eliminated you. Da, fraților, cam atât a fost cu acest clip. Dacă mai vreți clipuri de acest gen, nu uitați dați acolo pe butonul de like și dacă sunteți noi să vă abonați și să apăsați clopoțelul ca să primiți notificare când mai postăm alte clipuri de acest gen. Cam așa, jucam eu Fortnite în sezonul 0. Nu era niciun sezon, nu era nici măcar shop, nu era nimic, era doar să te joci. Cu acest clip putem vedea cam cât de mult s-a dezvoltat Fortnite-ul pe parcursul acestor ani. Deci deja au trecut 2 ani și ceva și arată mult, mult mai diferit acum avem și Fortnite 2-ul. Dacă mai vreți să vedeți clipuri cu mine care sunt la început de YouTube, foarte cringe, amuzante, dați pe butonul de like. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ciao!